Da, deci dacă un frate nu are botezul cu Duhul Sfânt, nu poate urca la amvon să predice sau chiar să fie conducător, responsabil în biserică. Vă rog să-mi răspundeți, fie că răspunsul este da, fie că este nu, dar vă rog să-mi răspundeți cu referințe biblice. Când dumneavoastră adresați întrebarea aceasta, eu aș vrea tare să știu ce înțelegeți prin botezul cu Duhul Sfânt. Pentru că eu știu că există un număr mare de creștini evanghelici din diferite confesiuni, pentru care botezul cu Duhul Sfânt, fraza aceasta, botezul cu Duhul Sfânt, este egal sau este sinonim cu a vorbi în alte limbi, cu semnul vorbirii în alte limbi. Deci, mai întâi să clarificăm un lucru. Vorbirea în alte limbi nu este singura, nu este dovada că un om este botezat cu Duhul Sfânt. Vorbirea în alte limbi este un dar duhovnicesc, unul din multe daruri duhovnicești. Am predat un curs, Darurile Duhovnicești, și iată, uitați-vă că trebuie să fie la descriere un link la playlist-ul cu toate lecțiile acestea. Vă puteți procura manualul, puteți studia singur, puteți merge după lecțiile pe care le-am predat, veți studia fiecare dar în parte și noi, fiecare din noi, când credem în Domnul Iisus Hristos din toată inima și primim Duhul Sfânt, atunci suntem botezați și împreună cu Duhul Sfânt primim daruri. Vorbirea în alte limbi este unul din daruri și nu este dovadă. Deci dacă dumneavoastră vă referiți la aceea că poate fi lider unul care nu are darul vorbirii în limbi, da, numai de cât e, poate fi lider un om care are dar de conducere, dar de vorbire, este darul prorociei, darul înțelepciunii, darul cunoștinței, om care are acest dar, darul cărmuirii, da, poate fi conducător și asta e răspunsul meu. Deci, dacă o și mă întrebați texte din Scripturi, da, vă rog să citiți cu multă atenție capitolul 12 din 1 Corinteni și acolo spune clar, nu toți au același dar, nu toți au darul vorbirii în limbi, nu toți au darul celălalt, nu toți au unul și același dar. Deci nu trebuie să-i măsurați cu aceasta. Iar dacă un om nu are Duhul lui Dumnezeu, da, bineînțeles, nu se califică. Și vedeți, noi nu avem un barometru care să-i... Uneori oamenii ne pot înșela, ne pot duce în eroare. Dacă undeva a fost dus în eroare și Apostolul Ioan, că iată, în epistola a doua a lui, el vorbește despre Diotref. Diotref a fost un păstor, un prezbiter, care se pare că a fost ordonat de Apostolul Ioan. Dar omul acesta, Apostolul Ioan, apoi constată că el nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, adică n-a fost născut din nou, adică n-a fost botezat cu Duhul Sfânt și nu avea Duhul Sfânt, pentru că viața lui arăta contrariu. Și atunci, deci, iată, așa s-a întâmplat acolo. Însă, în mod normal, nu trebuie să ajungă într-o poziție de conducere un om care nici măcar nu este născut din nou, nu este creștin. Pentru că cel care nu e născut din nou, care nu are Duhul Sfânt, nu este creștin. Așa scrie în Biblie, cine nu are Duhul lui Dumnezeu, nu este al lui. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare din noi să experimentăm nașterea din nou și Dumnezeu să vă binecuvânteze cu conducători care sunt cu adevărat născuți din nou, oameni plini de Duhul Sfânt, oameni care urmează învățătura Domnului nostru Isus Hristos.